Din totalul de 365.000 de hectare cultivate la nivelul județului Vaslui, sunt afectate în jur de 110.000 de hectare pe diferite culturi. La porumb, situația nu este deloc roză. În primul rând, la grâu avem în jur de 50.000 de hectare afectate în proporție de peste 40-50% grad de afectare constatat în teren. La porumb e o situație mai deosebită. Aici avem în jur de 10.000 de hectare, de 12.000 de hectare, mă scuzați, afectate în proporție de 100%, deci practic cultura de pe suprafață respectivă este compromisă în totalitate, iar cu grade diferite peste 30% până la 70-80, avem în jur de 7.500, deci în total aproape 20.000 de hectare la porumb. Și cultura de rapiță a fost compromisă. Fiind un an atipic, deci practic agricultura județului n-a mai întâlnit o asemenea perioadă nefastă pentru înființarea și mai departe întreținerea culturilor până la recoltat. Deci în toamna anului trecut s-au planificat în jur de 23.000 de hectare, din care s-a reușit cu chiu cu vai să fie înființate vreo 13.000 de hectare, din care în momentul de față avem în jur de 770 de hectare sau au rămas pentru recolta 770 de hectare în cultură, care bineînțeles au însumat, să zicem, o medie de 1.300-1.400 de kilograme la hectar. Deci vă dați seama, avem 10.000 de hectare, 10-11.000 de hectare de rapiță compromise, tot la fel 100%. Pagube se înregistrează și în alte sectoare. La Livezi au fost compromise 400 de hectare, în timp ce pășunile și culturile cu plante de nutreț au fost afectate în proporție de 40-50%.